aflăm în Cartea Evrei la un climax, la o concluzie a ceea ce a fost spus până la punctul acesta, 11 capitole. Un climax care, într-un fel, cere din partea noastră un răspuns foarte important. O concluzie a ceea ce s-a spus despre Domnul Iisus Hristos și o concluzie a ceea ce s-a spus despre acești martori ai credinței descriși în capitolul 11. Chiar așa începe pasajul nostru, nu? Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, ni se cere un răspuns. Se trage o implicație, o concluzie. Pentru că ați auzit lucrurile astea despre Hristos, pentru că aveți acest nor așa de mare de martori, este necesar din partea noastră un răspuns. Este o carte care, prin excelență, vorbește despre credință. Să crezi. Capitolul 11 este unul dintre cele mai cunoscute pasaje care vorbește despre credință. Dar credința, am văzut și vedem și în dimineața aceasta, deși noi spunem, nu, sola fide, suntem mântuiți doar prin credință, credința niciodată nu rămâne singură. Deși suntem mântuiți doar prin credință, credința nu rămâne niciodată singură. Da? Eu nu spun, n-am fapte, n-am stăruință, n-am răbdare, n-am dragoste, dar am credință. Foarte bine, te asemeni cu Satana. Nu există nicio diferență între un om și diavolul având o credință pur mentală. Doar prin credință. Așa că acest strigăt al reformei sola fide foarte ușor poate fi transformat într-o falsă evanghelie, într-o falsă doctrină, într-o erezie groaznică, grosolană, fatală pentru un suflet. Suntem mântuiți doar prin credință. Credința niciodată nu rămâne singură. Pavel spune în Galateni, credința care lucrează prin dragoste. Și peste tot în Cartea Evrei ni se arată într-un mod special că această credință este o credință care produce în mod necesar, inevitabil, sigur, perseverență, stăruință. Da? Stăruință. O credință care produce o disciplină în a stărui. O disciplină care este necesară. Da, poate fratele Cristi era mai potrivit să țină predica asta, pentru că va fi o predică despre disciplină. Nu știu eu cel mai grozav om la disciplină, dar trebuie și eu să mă disciplinez. Toți trebuie să ne disciplinăm. Pentru că ni se vorbește foarte clar în pasajul acesta, vom vedea despre acest efect al credinței care produce noi o autodisciplină. O autodisciplină absolut necesară, fundamentală, esențială, de bază pentru viața noastră de credință. Da? Dumnezeu folosește în viața noastră, după ce ne dă credință, niște cârlige prin care ne leagă și ne trage spre sine. Primul cârlig care ne este prezentat în textul acesta este lucrarea pe care El o face nemijlocit direct în noi. Da? Poruncile pe care ni le dă direct nouă, încurajările pe care ni le dă direct nouă, îndemnurile pe care ni le dă direct nouă, lucrează prin Duhul Sfânt, lucrează prin Cuvânt, lucrează direct asupra noastră. Se solicită din partea mea și din partea ta un răspuns. Se solicită din partea mea și din partea ta război, luptă, agonie, perseverență, răbdare, stăruință. El solicită din partea noastră lucrul acesta și El solicită prin cuvântul Lui, adresându-se Duhului nostru care are credință, da? Unui Duh mort, unui Duh care are credință în El. Și atunci din noi este, în noi se produce și din noi se scoate această forță care vine până la urmă de la Dumnezeu ca să mergem înainte. Al doilea cârlig pe care Dumnezeu îl folosește este descris la versetul 14 până la versetul 11. Nu disciplina personală, ci o disciplină a Domnului. Zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și asta nu e o laudă. Asta nu este o laudă. Bine, voi, ce bine că nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Asta nu este o laudă pentru noi. Da? Asta este un fel de critică pentru noi. Că ar trebui să ne împotrivim până la sânge împotriva păcatului. Hristos a împotrivit până la sânge împotriva păcatului pe care l-a purtat pentru noi, da? Și știm foarte bine, chiar până la sânge, da? Și acest mare nor de marturi s-au împotrivit până la sânge împotriva păcatului. N-au vrut să cedeze, n-au vrut să se compromită, da? Până la sânge. Este vorba foarte clar aici despre martiraj, despre a muri, despre a suferi pentru Hristos până la capăt, chiar cu prețul vieții. Și al doilea clip pe care Dumnezeu îl folosește când de multe ori autodisciplina nu funcționează și nu ne luăm în serios, este disciplina Domnului. Disciplina Domnului. Dacă unul din pruncii tăi învață regulile casei și le respectă, nu te apuci așa să disciplinezi tu de nebun. Nu așa, simți tu nevoia. Băi, e prea ascultător. Ia să-i mai dau vreo două.
Da? Sau ia să-l pedepsesc, să-l pune la colțul liniștit. Numai așa, ca să nu uite că în casa asta e cineva șef. Nu! Numai când el nu respectă regulile, el nu se autodisciplinează, atunci e necesar ca o altă autoritate mai mare decât el să facă această disciplină. Și pasajul continuă de la autodisciplinare la disciplinarea Domnului, da? De la disciplinarea personală la disciplinarea Domnului, de la versetul 4 la versetul 11. Și zice, și ați uitat sfatul pe care vi dă ca un om fi. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima. Sau nu deznădăjdui când ești mustrat de el. Că asta se întâmplă. Ai o perspectivă corectă asupra disciplinii pe care Dumnezeu ce-o va aplica dacă tu nu te autodisciplinezi. Că dacă Dumnezeu nu-ți aplică acea disciplină, aflăm un lucru absolut terifiant în pasajul acesta, că nu ești un fiu al lui legitim. Ești un fiu născut din curvie. Nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă eu nu mă autodisciplinez și nici Dumnezeu nu mă disciplinează, sunt ca unul din masa aceea mare de oameni de care e plină societatea aceea, care sunt lăsați în voia minților blestemate. Dumnezeu nu-i disciplinează. Dumnezeu le restringe depravarea până la un punct și după aceea îi lasă să se ducă. Da? Și apoi a treia chingă, al treilea cârlig cu care Domnul ne trage este disciplina comunității. Este o disciplină personală, o disciplină a Domnului și o disciplină a comunității. Uitați cum continuă pasajul. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănugiți, versetul 12, crăiți cărări drepte cu picioarele voastre, dar numai pentru noi. Pentru ca cel ce șchiopătrează dintre noi să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții, da? Este un proiect comunitar și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni dintre noi, da, să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă turburare nouă și mulți dintre noi să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi, între noi, nimeni, curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Da? Deci se trece de la disciplina personală, la lucrarea pe care o face Dumnezeu în viața noastră și la lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră prin comunitate. De aceea vorbim așa de mult despre acest aspect, nu doar acest aspect personal al mântuirii noastre, ci și aspectul eclesial al mântuirii. Eclesia, biserica, adunarea, noua sinagoga a Domnului Iisus Hristos are un rol fundamental în mântuirea noastră, în perseverarea noastră, în ducerea noastră a mântuirii până la capăt. Nu-i tot una dacă sunt parte din biserică sau dacă nu sunt. Dacă sunt un simplu membru în ghilimele în biserică care vin, îmi fac numărul și am plecat acasă și nu trăiesc în viața bisericii, sau dacă sunt un mădular viu care trăiesc, care pulsez viață în adunarea respectivă. Nu este tot una. Și vom vedea că nu este tot una. Și că biserica are o responsabilitate față de toate celelalte mădulare. Da? Față de toate celelalte mădulare. Dumnezeu ne arată pasajul acesta, folosește aceste cârlige pentru a ne trage spre sine până la capăt. Biblia, și vedem cartea aceasta în special, este scrisă pentru creștinii care suferă. Biblia este o carte care te pregătește pentru moarte. Biblia nu este o Biblie pentru oameni veseli, Biblia veselă. Vrei să te distrezi, citește Biblia, o carte plină de bancuri pentru pocăiți. Nu! Biblia este o carte pentru oameni care suferă. Pentru că toți creștinii vor suferi. Toți creștinii vor suferi, într-un fel sau altul, toți vor suferi. Și Biblia pentru ei este scrisă. Biblia nu are nicio treabă cu Evanghelia Prosperității. Biblia nu este scrisă pentru oameni care vor să trăiască bine, fericiți, având pe un Dumnezeu care e sclavul lor, un fel de Moș Crăciun, care le aduce numai darul și binecuvântări. Biblia nu este scrisă pentru oameni. Să fii foarte clar, dacă citești cartea Evrei, este imposibil să nu iei cu asemenea senzație despre Dumnezeu sau despre această carte. Această carte nu este scrisă ca să ne dea o veselie, un confort, un lux omenesc. Nu este scrisă pentru asemenea oameni. Această carte este scrisă pentru oameni care sunt îndemnați ca în continuu să lupte până la sânge, până la moarte, să fie martirizați pentru credința lor. Pentru ei este scrisă. Și această carte a ajutat oameni care au murit în focile leilor cântând slavă Domnului. Această carte a ajutat oameni cu o generație în urma noastră. Oameni care au murit în închisorile comuniste, oameni care au fost obligați să ia cina cu fecale, oameni care au stat dezbrăcați, goli, călcați în picioare de comuniști. Pentru ei a fost scrisă această carte. Și nu va fi mult timp. Eu sunt convins de lucrul acesta. Nu va fi mult timp până când în țara asta se va întoarce roata. Nu. Noi comuniști, noi marxiști vor veni din nou cu aceeași filozofie, cu aceleași metode, poate mai drăgești. Comuniștii din trecut poate să vor înfiora de noi comuniști luminați care vor veni să ne persecute. Pentru lucruri pe care le vom predica în adunare. Nu se vor mulțumi, să știți, să ne marginalizeze la marginea societății. Nu se vor mulțumi. Vor vrea să intre în casele noastre, în familiile noastre, în viețile noastre private. Ei care ne spun, nu intrați în viața noastră privată. Asta vor face. Această carte este pentru noi, să știți. Atunci se vor citi textele despre suferință. Dar pentru unii va fi prea târziu. Pentru că pregătirea trebuie făcută din timp.
Disciplina se face înainte să intri în cursă. Disciplina se face înainte să intri. Eu dacă aș intra într-un ring de box, mi-ar da una, nici n-aș apuca să ridic mâna, mă înțelegeți? Pentru că nu am disciplina. Dacă m-ar pune la o cursă de 200 de metri, n-ar apuca să mă ridic de jos, că la jumătatea cursei. Pentru că nu-s disciplina pentru treaba asta. Este prea târziu să ne disciplinăm când vin peste noi. Este prea târziu când ne atacă pe noi sau familiile noastre sau bisericile noastre. Prea târziu. Trebuie să ne pregătim acum. Și această carte este singura carte care ne poate face pregătiți, care ne poate ajuta în această autodisciplinare de care avem nevoie, da? Ce vrem noi să găsim în Biblie? Biblia nu este o carte devoțională, ascultați-mă. Biblia nu este o carte devoțională. Biblia nu este un fel de... Așa tratează mulți oameni Biblia, din păcate. Au nevoie de un drog zilnic și citesc Biblia zilnic. Și-o luat drog, un verset, promisiunea Domnului, el e alături de mine, mă trece prin foc, prin apă, slavă Domnului, mulțumit, mi-am luat pastila dimineața și trăiesc o zi, la fel ca și unul aș avea pe Dumnezeu. Dar o promisiune din Biblie. Biblia este scrisă pentru... Biblia este scrisă și trebuie să căutăm să găsim în această carte tot ceea ce este necesar pentru a trăi în disciplina aceasta de care avem nevoie, în alergarea pe care Dumnezeu ne-a pus. Dacă avem o concepție greșită despre credință, despre har, textul acesta ne provoacă foarte puternic. Pentru că el zice, avem un or mare, așa de mare de martori, și care e sentimentul cu care trebuie să rămâi? Da, ce mari oameni ai credinței. Au stins puterea focului, au înviat pe morților, dar știți cum se încheie pasajul? Cu ce a ajutat pe credincioșii ăștia, pe biserica asta care era profund prigonit? Vorbește despre răpirea averilor lor, da? Despre moartea unora dintre ei, dezmoșteniri, fugărie, scoși afară, da? Marginalizați! Nu doar de păgâni, marginalizați și de poporul lor, de evreii lor, de neamurile lor, de familia lor, de poporul legământului lui Dumnezeu. Scoși afară, nimeni nu mai era cu ei. Ce nădejde aia? Cum îi încurajează autorul în final? Asta e sfârșitul, pasajului, care vorbește despre acest nor mare de martori. Ia auziți care e sfârșitul pasajului. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. De ce de bună voie n-au vrut izbăvirea? Și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribăgit împlăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, dar noi suntem vrednici de ei. Suntem noi vrednici de bunicii noștri care au suferit în comunism, de străbunicii noștri care au suferit în comunism. Azi ne gândim acum 2000 de ani, de-ai noștri. Dacă Dumnezeu a lăsat să se ridice, cine ar spune? Ne-a scuipa în față, voi sunteți credincioși, voi sunteți baptiști, voi sunteți creștini. Eu nu știu așa, eu n-am conceput așa ceva. Ce atitudine ar avea ei față de noi? Ne-ar lepăda, spune, nu sunteți nici în credință cu mine, nici de sânge. Voi nu aveți nicio legătură. Ce spune față de noi? Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește, prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele fusese făgăduite. Și nouă ni s-a dat cele a fost lor făgăduite. Nouă ni s-a dat. Într-o asemenea poziție extraordinară suntem noi. Nouă ni s-a dat, da? Și textul acesta ne provoacă chemarea mare a acestui pasaj este să alergăm cu stăruință. Acesta este imperativul textului. Să alergăm cu stăruință, da? Pasajul acesta vorbește despre această disciplină a credinței de care avem nevoie în alergare. Credința care nu te ajută să te disciplinezi nu este credința biblică. Credința care nu te pregătește pentru această alergare și nu te aruncă în această cursă nu este credința biblică. Nu este credința biblică, da? Așa că în această dimineață vorbim despre disciplina credinței în alergare. Despre disciplina credinței în alergare. În primul rând, pasajul acesta ne prezintă aceste pilde, da? Zice, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte. Cum să dăm la o parte? Uitându-ne, privind, meditând, gândindu-ne. Luând exemplu acest nor așa de mare de martori. Ce fel de martori au fost aceștia? Mulți oameni au portrezat, zice, noi suntem într-un fel de arenă și sunt toți sfinții lui Dumnezeu care stau și fac galerie. Hai, Andrei, hai, ne uităm la voi, vă privim, vă așteptăm la capăt. Așa zi? Nu. Nu vorbește despre un nor așa de mare de spectatori. Vorbește de un nor așa de mare de oameni care au fost acolo în cursă, care au fost acolo în arenă, care au fost acolo în lanțuri, care au fost acolo în chinuri, care au fost tăiați cu ferestrele. Femei însărcinate care au intrat cu copiii lor acolo și au murit pentru credință.
Ăsta e norul de martori, nu norul de spectatori. Norul de martir, cuvântul martor din original este folosit și pentru unul care mărturisește și pentru unul care este martir. Și ăștia au fost martiri mărturisitori ai credinței. Ei pentru credința lor au fost gata să mărturisească și să moară pentru ea. Dar n-au fost spectatori, au fost oameni care au intrat acolo în cursă. Cu alte cuvinte, noi suntem chemați nu să ne uităm, da, ăștia fac galerie, strigă ca să mergem mai departe. Nu, ci să mergem pe urmele lor, ei care au trecut înaintea noastră. Ăsta este norul mare de martori. Norul mare de martori care a trăit așa cum ne cere Dumnezeu nouă să trăim. Un nor mare de martiri, mărturisitori, biruitori prin credință, puși înaintea ochilor noștri. Pentru asta ne-au fost lăsați în Sfânta Scriptură. Să fie pilde pentru noi. Să ne arate cum au umblat ei, cum au alergat ei și să alergăm și noi după noi, după ei, da? Și noi să alergăm după ei, da? Noi avem nevoie de această mărturie a lor. Avem nevoie de această mărturie a lor. Pildele acestea, exemplele acestea ne sunt prezentate pentru a ne încuraja pe noi care trecem prin tot felul de suferințe în viața noastră. Biblia ne îndeamnă să ne uităm la sfinți. Este foarte important. Noi, este acest efect de pendul care funcționează oriunde, peste tot. Acum unii se duc într-o extremă și noi ne dăm seama că este o extremă, noi ne ducem în cealaltă extremă. Biblia ne îndeamnă să ne uităm la sfinți. Și în Evrei, capitolul 11, prin excelență ne arată că trebuie să privim la Sfinții lui Dumnezeu. Ia pe fiecare dintre ei, ne vorbește despre ei. Vechiul Testament este plin de exemple de oameni care au trăit cu Dumnezeu. Întrebarea însă este, care este scopul prezentării acestor sfinți? Și eu cred că scopul este unul pedagogic, nu liturgic. Și o diferență elementară. Este un scop pedagogic, nu liturgic. Dumnezeu îi folosește ca ei ca exemple pentru a ne învăța. Nicăieri în textul acesta nu spune, fiind înconjurați cu nor așa de mare, de martori, haide să ne rugăm lor. Haide să le cerem ajutor. Hai să le cerem lui Dumnezeu ca din tezaurul de merite a acestor ființe să ne dea și nouă niște har acum pe pământ. Nu asta spune. Da? Nu asta spune. Ei sunt folosiți cu un scop pedagogic, nu unul liturgic. Nu ne spune să ne rugăm lor, nu ne spune să-i cinstim prin gesturi liturgice, nu ne spune să-i pictăm înaintea noastră, să ne punem imagini cu sfinți, să ne gândim la ei și în felul ăsta să fim încurajați și să avem har. Nu spune nimic Biblia despre acest lucru. Eu nu pot să spun nimic din alte cărți decât din Sfânta Scriptură. În alte cărți scriu multe lucruri. Dar în pasajul Scripturii nu spune așa ceva. În pasajul Scripturii, într-un mod clar, ni se prezintă acest nor mare de martori care este folosit cu scop pedagogic ca să ne învețe să umblăm, să alergăm, să suferim, să ne disciplinăm și noi ca și ei. Da? Este important să observăm că Biblia nu numește un nor așa de mare de mijlocitor. Nu? Un nor așa de mare de martori. Nu de mijlocitori, de martori. De martori. Nu spune, având la dispoziție un nor așa de mare de patron spiritual. Tu ce patron spiritual? Eu am pe Sfântul Andrei, eu am pe Sfântul Petru. Nu există așa ceva în Biblie. Nicăieri în Biblie nu găsim așa ceva, da? Scopul prezentării acestor sfinți al lui Dumnezeu, care au fost zice sfinți, este pentru a ne încuraja cu scop pedagogic, da? Și nu trebuie să trecem cu vederea că este prezentat numărul lor. Un nor așa de mare de martori. De mare de martori. Auziți ce spune Scriptura aici, zice, și ce mai zice versetul 32 din capitolul 11? Căci nu mi-ar ajunge vremea. Nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre toți aceștia. Nu mi-ar ajunge vremea. Așa de mulți sunt. Trăim uneori cu senzația, ne-am făcut un complex din ăsta a creștinului singuratic, a calvinistului singuratic. Suntem așa puțini, câțiva răsfirați pe lumea asta. Vai, noi când ajungem în cer, tu ce ai fost? Păi eu am fost presbiterian calvinist. Ah, super. Tu ce ai fost? Păi eu am fost pentecostal calvinist. Serios? Am fost și la voi? Da, dar puțin. Mai mergi un milion de ani, mai dai de câte unul. Știi? Bă, ce faci, Cristi? Nu te-am văzut de vreo 3 milioane de ani. Păi uite, caut și eu pe aici cât un credincios, dar puțin tare pe aici. Asta ne spune Biblia. Nu spune Biblia așa ceva. Numai din necazul cel mare, un pasaj care îmi place extrem de mult, Apocalipsa 7:9 spune așa, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și îngerul întreabă, de unde vin aceștia? Din necazul cel mare vin! Numai din necazul cel mare vin o mulțime pe care nu o poate număra nimeni! Nimeni. Puterea lui Dumnezeu se va manifesta într-o asemenea măsură prin Evanghelie cu o mulțime pe care nu o poate număra. Nimeni. Și asta e Apocalipsa e scrisă după evrei. El vorbește despre norul mare de martori din vechiul. Spune, stai să vezi ce se întâmplă la sfârșitul vremurilor. Ce lucrare de seceriș extraordinară va face Dumnezeu. O mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Aceea zi glorioasă așteptăm noi. Să fim și noi norul ăla mare de martori.
Nu suntem vrednici de oamenii aceia, nu să fim în prezența lui Dumnezeu. Nu voi fi vrednici să stau lângă străbunicul meu, care a suferit pentru credință. Nu voi fi vrednici să stau lângă el. Dar vom fi acolo. Ei sunt prezentați ca să ne uităm la ei, să ne dorim să fim ca ei, să dorim să alergăm, să dorim să suferim, să dorim să ne disciplinăm. Este o alergare pusă înaintea noastră și spune, uită-te la nor acesta mare de martori. Apocalipsa este ultima carte din Scriptură și nu-i scrisă aiure acolo. Ci ți-a dat Dumnezeu ferestre în veșnicie, niște secvențe, niște clipuri scurte. Baie cap, uită-te! Asta va fi la final. Mergi înainte! Capătul e stabilit! Mergi înainte! Aleargă, disciplinează! E greu, Doamne! Suferă! Doamne, mă prigonesc! Suferă! Doamne, vor să mă omoare! Suferă! Vor să mă bagi în închisoare! Suferă! Că finalul este glorios! Finalul este glorios! Finalul nu este a comuniștilor, a democraților, a ce o mai fi ei! Finalul este a nostru! Împreună cu Domnul Iisus Hristos! Uită-te la acest nor mare de martori! Aceste exemple nu ne-au fost date ca exemple devoționale, să ne simțim noi bine ce oameni are Dumnezeu, ci ca noi să călcăm pe urmele lor! Ca noi să suferim și noi după ei! Ca noi să plătim și noi pentru credința noastră! Pentru credința noastră! După ce prezintă pildele acestei alergări, acestor oameni care s-au disciplinat în alergare, ne prezintă niște pericole. Ia auziți ce spune! Pentru că avem acest mare de martori, să dăm la o parte, originalul spune, dând la o parte. Cum să alergi? Dând la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, să alergăm, apoi spune, cu răbdare. Acum trebuie să observăm. Păcatul în pasajul acesta și piedica sunt două lucruri diferite. Zice să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Da? Orice piedică și păcatul. Deci nu păcatul, nu doar păcatul, mulțumesc, nu doar păcatul te împiedică să alergi, ci sunt și anumite piedici. În original e mai ușor de înțeles și anumite traduceri, de exemplu, GBV 2001 spune, dând la o parte orice greutate, asta e termenul, orice greutate dând. Despre asta se vorbește. Acum, când faci un exercițiu, poți să-ți iei greutăți, ca să te întărești. Dar când e boxul, când e meciul, când e alergarea, nu mai e nicio greutate. Când te duci alpinist, nu mai e nicio greutate pe tine. Și hainele sunt într-o asemenea mod făcute ca să stea bine pe tine, să nu le simți greu, să se bălângăne pe tine. Da? Ești pregătit orice lucru greu. Până și găsimea trebuie să o dai jos. Orice lucru greu trebuie dat jos. Ca să poți să alergi, ca să poți să lupți. Da? Asta se face. E foarte important lucrul acesta. Nu doar păcatele, ci și greutățile. Orice lucru care ne îngreunează. Acum, păcatul, greutățile acestea nu sabotează mântuirea noastră, ci sabotează alergarea noastră. E foarte important de înțeles, da? El nu vorbește aici despre încurcarea mântuirii noastre. Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu e stabilită. Dar alergarea noastră cunoaște fluctuații. Și depinde de modul în care noi tratăm cu seriozitate sfințirea noastră. Și păcatul din viața noastră. Și piedicele sau greutățile din viața noastră, da? Greutățile din viața noastră. Alergare, imagine foarte clară aici. Este o imagine a alergării. Un om care este pus într-o cursă și care trebuie să dea absolut orice lucru care l-ar împiedica să alerge. De aceea etica minimalistă aplicată în creștinism este fatală pentru un om. Adică, da, cu ce mă încurcă lucrul ăsta? Da, e păcat sau nu e păcat? E irrelevant dacă e păcat sau nu e păcat. Pentru tine ca și creștin, păcatul e scos din calcul. De orice păcat trebuie să mă pocăiesc. Pe orice păcat trebuie să-l lepăt cu scârbă, să-l dau afară. Dar nu asta este întrebarea, e minimul. Întrebarea este dacă lucrul acela te împiedică, dacă este o greutate pentru tine, dacă vezi că te frânează în procesul sfințirii. Tu nu vine cu aceeași întrebare, dar ce e păcat? Nu contează. Tu ai trecut deja de nivelul acela. Dacă e păcat, e clar că trebuie să te pocăiești de el. E clar că trebuie să te eviți, e clar că trebuie să te lepezi de el. Întrebarea este și dacă te încetinește, dacă te îngreunează, dacă te împiedică, dacă nu-ți lasă alergarea să fie ușoară, da? Alergarea să fie fluidă, oricum sunt pericole, oricum sunt bariere în viața asta, nu-ți mai pune și tu un plus. Nu mai lași tu greutăți în plus. Acum, se spune că în alpinism această lege este esențială. Probabil că și în celelalte sporturi este la fel de importantă. Multe persoane s-au prăbușit în hău pentru că și-au luat anumite lucruri că i-au îngreunat. Și la un moment dat i-au obosit atât de tare încât s-au prăbușit. S-au prăbușit. Și mulți oameni s-au pierdut în felul acesta. Las că nu iau și lanterna asta, las că mai iau puțin de mâncare, nu știu ce, las că mai iau o sticlă cu nu știu ce, las că ar fi fain și un aparat de nu știu ce, că e fain să-mi fac o poză acolo sus, las că ar mai fi nu știu ce, toate lucrurile sunt... Și după un rucuș, după mers, toate lucrurile acestea au fost importante de lăsat. Sunt povești adevărate în care mulți spun, s-au dus să facă lucruri de genul ăsta, sporturi din astea. Spus, lasă-ți lucrurile alea. Dar nu, că-s puține, nu. Și după mai mulți kilometri, și-au dat seama, trebuie să le las. Aruncă-ți ăla. Păi am dat pe ăla $1,500. Asta e, trebuie să-l arunci. Lasă și ăla. Păi am dat pe ăla, nu știu cât, eu l-am luat, l-am primit de la și nu trebuia să le iei cu tine. Lasă și ăla. Și-au ajuns acolo sus. Au ajuns sus, dar au ajuns fără toate greutățile.
Pentru că cel care a mers înaintea lor, care a făcut deja drumul de mai multe ori, știa, nu poți ajunge acolo cu greutăți. Sunt lucruri frumoase, poate, sunt lucruri importante, poate, pentru tine, sunt lucruri, poate, pe care tu le consideri esențiale, atunci îți dai în alergare, îți dai seama că nu sunt importante. Că trebuie să te lași jos, ca să poți să finalizezi. Termenul acesta, a da la o parte, înseamnă a înlătura cu violență, decisiv, radical, da? Și se referă, în general, în Sfânta Scriptură, la îndepărtarea păcatului din viața noastră, care nu se face cu sensibilitate. Vai, mândria asta, te las aici, mă întorc după tine peste o săptămână, da? Nu așa face. Că spui dai la o parte înseamnă să zvâli, să arunci cu scârbă un lucru care împiedică cel mai important eveniment din viața ta, care durează toată viața ta, această alergare. Trebuie să lași absolut orice, da? Și să îndepărtezi cu putere. Unele greutăți ar putea să ni se pare esențială. Ne imaginăm noi că nu putem trăi fără ele. Unele greutăți ar putea să ni se pare foarte importante, pentru că ele constituie o anumită valoare pentru noi. Unele greutăți ar putea să fie estetice. Înfrumusețează viața noastră. Unele greutăți ar putea să fie tradiționale, da? Toți dinaintea noastră au făcut așa. Unele greutăți ar putea să fie culturale. Toți oamenii din jurul nostru fac așa. Pentru noi ca și creștini, porunca este clară. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. De fapt, această dare la o parte este o chestiune care ține în primul rând de inimă. De poziția sau de relația pe care eu o am cu lucrurile din viața mea. Orice lucru poate să devină la un moment dat o greutate pentru mine. Dacă dezvolt un atașament emoțional, păcătos, spiritual păcătos, cu un anumit lucru, cu o anumită persoană, lucrul acela poate să devină o greutate pentru mine. Poate să devină o greutate pentru mine. Să mă tragă înapoi, să mă înfrâneze. Când te uiți la lucru în sine, da? El nu-i rău, nu-i păcătos. Dar relația pe care tu ai dezvoltat-o cu lucrul respectiv, cu situația respectivă, cu persoana respectivă, atașamentul este unul păcătos și el te înfrânează. Și trebuie să rupi radical, cu violență, pentru totdeauna, relația ta cu lucrul respectiv, ca să poți să alegi, da? De aceea lucrarea care ni se cere, în primul rând, este ceva a inimii. Că degeaba schimbi un păcat cu altul, un obicei prost cu altul obicei prost, da? Degeaba spui, las telefonul ăsta că e foarte performant, petrec prea mult timp pe el și o să-mi iau o plasmă cu diagonală de 50. Fine! E făcut o schimbare extraordinară. Nu asta e, da? Problema este întâi de inimă, trebuie tratată inima întâi. E foarte ușor să aplici un tratament legalist exterior. Pur regulile astea, omul întotdeauna va fi foarte ingenios ca să ocolească regulile tale. Ca să le ocolească. Va debita tot felul. Oamenii sunt atât de... folosesc atât de mult înțelepciunea pentru a debita, pentru a produce tot felul de tehnici, pentru a evita, de fapt. Pentru a evita umblarea, pentru a evita alergarea, da? Și pentru a-și păstra idolii pe care i-au în inimă, da? Unei greutăți ne încetinez, ne împiedică, ne îngreunează, în final toate fac același lucru, ne stânjenesc și nu facilitează alergarea noastră. Poate nu suntem obișnuiți cu această imagine a alergării. Viața de credință este o alergare în care este necesară disciplina. Și primul pas din disciplina aceasta este să dai greutățile jos. Să dai păcatul care te înfășoară. Uitați ce imagine, ce spune despre păcat. Păcatul care ne înfășoară așa de ușor sau așa de lesne. Da? Descrie aici, în primul rând, viteza de acțiune a păcatului. Viteza ne înfășoară așa de ușor. Vorbește despre credincioși aici. Vorbește despre... Și noi știm despre noi credincioși. Ce ușor ne prinde păcatul. Dacă nu ești veghetor, dacă nu ești atent, ce viteză de acțiune are păcatul. Păcatul are o viteză de acțiune mult mai mare decât noi. Are o viteză de acțiune mult mai mare decât noi. Până să-ți dai tu seama, păcatul și-a făcut deja loc în tine. E prea târziu. Da? E prea târziu. De aceea trebuie să aplicăm un tratament preventiv păcatului. Da? Să nu-i dăm loc să lucreze. După ce vorbește despre viteza de acțiune a păcatului, vorbește despre eficiența în acțiunea păcatului. Spune că el ne înfășoară. Terminul vorbește despre o înconjurare. Păcatul ne înfășoară. Acum leagă-ți tu o oață la picioare și încearcă să alergi. Pune ceva care să stea atârnat de tine și încearcă să alergi. Te lovești, nu te stânjenești, nu poți, faci câțiva pași și nu poți. Asta e păcatul, asta face păcatul. Ne blochează în alergare. Ești pe cale, ești mântuit, ești copilul Domnului. Ești prăbușit, cazi în continuu jos. De ce? Pentru că sunt lucruri care te împiedică. Sunt lucruri care te înfășoară. Și asta este puterea păcatului. Puterea păcatului este arătată în felul acesta. El aduce o infecție în ființa noastră care pune stăpânire peste toată personalitatea noastră. Peste mintea noastră. Mintea se încetoșează de atâtea ori. Voința noastră o simțim înrobită, înfășurată. Parcă suntem oameni necredincioși. Emoțiile noastre, da? Încep să ducă spre alte lucruri.
Nu mai avem emoțiile pe care le avem pentru Dumnezeu și pe care am vrea și pe ele să le dăm în slujba lui Dumnezeu, da? Este o confuzie totală pe care aduce păcatul în personalitatea noastră. De aceea spune, dă cu violență, dă radical, cu putere, dă păcatul la o parte, da? Acestea sunt pericolele alergării. În al treilea rând, ni se prezintă această alergare, da? Ni se prezintă această alergare. Imaginea alergării este prezentată de Apostolul Pavel în multe locuri. Poate cel mai cunoscut pasaj este 1 Corinteni 9 cu 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă. Dar numai unul capătă premiul. Dar premiul cel mare, numai unul capătă. Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Nu spune doar să alergăm. Spune și alergăm într-un anume fel. Da? Un mod de a alerga. Este un mod de a alerga. Este 1 Corinteni 9 cu 27. Galateni, în Galateni se vorbește despre de două ori despre această alergare și vorbește acestor oameni care cochetau cu o farsă Evanghelie. Galateni, capitolul 2. Galateni capitolul 5 cu versetul 7 spune așa: voi alergați bine, cine v-a tăiat calea, cine v-a debusolat, cine v-a redirecționat ca să nu ascultați de adevăr. În duplecarea aceasta, da? De a schimba calea, de a schimba direcția, nu vine de la cel ce v-a chemat. Filipeni 2 cu 16, Pavel vorbește tot despre alergare. Filipeni 2 cu 16: ținind sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostinit în zadar pentru ei. Da? Zice, faceți, perseverați, mergeți cum trebuie înainte ca eu să nu fiu alergat în zadar pentru voi. Da? Alergarea este o imagine pe care o găsim peste tot în Sfânta Scriptură, este ceva ce ni se cere nouă. Da? Zice să alergăm și foarte interesant să observați că spune aici așa: să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Alergăm este un verb și este un cuvânt în limba greacă. Alergare este un substantiv și este cu totul alt cuvânt în limba originală. Cuvântul alergare este foarte interesant. Este cuvântul, chiar acesta este cuvântul, agona. De la care noi avem cuvântul agonie. Și știi că dacă ai alergat vreodată, și când făceam noi sport la școală și se dădea proba și trebuia să alergăm, la un moment dat să înțelegi că îți dai sufletul căleșii. Începea să te doară fiecare fibră din tine. Dar trebuie să alergi până la capăt. Te doare. Nu-ți place. Nu-ți dorești. Vrei să se termine odată. E o agonie, o suferință pe care o experimentezi în tine în această alergare. Dar trebuie să mergi până la capăt. Și această alergare, această agonie în care noi suntem, această agonie în care noi suntem, nu este ceva ce este produs agonie doar din cauza păcatului. Este o suferință în sine, fiind pe pământul acesta, fiind în carne, fiind în mijlocul ispitelor, fiind în mijlocul suferințelor, în mijlocul prigoanei, în mijlocul tuturor acestor lucruri care nu ne sunt favorabile. Este o suferință, o agonie pe care noi o experimentăm. O agonie pe care noi o experimentăm. Este necesar și verbul care este folosit aici descrie sau este folosit pentru a descrie alergarea unui atlet în competițiile care aveau loc în jocurile grecești, da? Și se referă la a alerga evitând pericole extreme. Erau tot felul de jocuri periculoase și omul trebuia să alerge și să evite toate pericolele extreme. Așa e viața de credință. Am spus de mai multe ori și acesta este adevărul biblic. Viața de credință nu e pe pilot automat. Nu este automată. Nu este mecanică. Am crezut. Trezim în veșnicie. Nu este așa. Viața de credință este agonie. Implică suferință, implică zbatere, implică devotament, implică determinare, implică dăruire, implică disciplină, implică disciplină. Spune aici textul să alergăm cu stăruință sau să alergăm cu răbdare. Asta înseamnă că viața creștină de alergare durează toată viața și înseamnă că presupune o opoziție. Nu trebuie răbdare stând așa liniștit la o discuție cu frații, bând o cafea, n-am niciun fel de problemă, toate lucrurile facem, merg bine, totul e extraordinar. Șeful spune, nu mai veni la lucru, că ai muncit prea mult, ia-ți tu liber vă 4 ore pe zi. Nu. Nu, acolo n-ai nevoie de răbdare, nu? Zici, nu știu ce să mai fac cu atâta bani, nu știu ce să fac cu atâta bucurie, toate lucrurile merg bine, nu știu ce să mai fac în viața să mă plictisesc de atâta bucurie și de atâta veselie. Nu acolo ai nevoie de răbdare. Răbdarea este necesară, de asta spune să alergăm cu stăruință sau să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte. Răbdarea este necesară în fața opoziției, în fața necazurilor, în fața suferințelor, în fața lucrurilor care ne sunt împotrivă, da? Care ne sunt împotrivă. Apoi el ne vorbește nu doar despre această perioadă în care trebuie să alergăm, ci despre poziția în care se află alergarea asta. Spune alergarea care ne stă înainte. Este o încurajare pe care o dă autorul prin această expresie. Pentru că apoi vorbește despre Domnul Iisus Hristos în versetul 2 și vorbește despre o bucurie care era pusă înainte. Vă întreb, pentru Domnul Iisus această bucurie era sigură, era stabilă sau nu?
Da, sigur că era. Deci el spune în versetul 1, alergați în alergarea care ne stă înainte și în versetul 2 ne vorbește despre Hristos care și el a alergat pentru o bucurie care era pusă înainte. Bucuria era stabilă, era sigură. Era acolo și trebuia să meargă spre ea. Alergarea este înaintea noastră. Sunt oameni care au parcurs-o deja, da? Și noi suntem chemați să mergem pe acest traseu care este înaintea noastră înainte, până la capăt. Autorul ne vorbește apoi despre perspectiva alergării noastre. Și eu cred că punctul climax al pasajului, cel mai important aspect al pasajului este în versetul 2. Este în versetul 2. Versetul 2 prezintă acest imperativ într-un fel ca o poruncă, da? Să ne uităm țintă. Dar în original nu e așa și folosesc tot traducerea 2001 pentru că o folosesc de obicei. Textul sună cam așa. Fiind înconjurați cu nor așa de mare de martori, dând la o parte, este procedeul, dând la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Ăsta este verbul principal care conduce tot textul, da? Fiind înconjurați, dând la o parte orice piedică, să alergăm. Cum să alergăm? Uitându-ne sau privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, da? Deci verbul principal este alergă, disciplinează-te, fă tot ce este necesar ca să alergi, având ținta stabilită. Ați încercat vreodată să alergați uitându-vă la picioare? Eu am mers, mie mi-a plăcut să merg cu bicicleta. Și am mers de multe ori cu bicicleta uitându-mă la pedale. Odată m-am trezit într-o căruță, la propriu, cu bicicleta, cu totul eram în căruță. N-am căzut pe lângă, eram în căruță la un om. Pur și simplu. Am mers, tot mă uitam, cu schimbam pioanele, tot schimbam, tot mă bucuram, dădeam foaie mică, foaie mare, pioane acolo, nu știu ce, tot schimbam, pum, hop, top, nu mai știam de unde vine, unde mă duc, ce era cu mine. Dar de multe ori am pățit treaba asta. Mergeam și tot mă uitam, era fascinant pentru mine când dădeam cu pedalele. Tot mă uitam la spițe, multe evenimente am avut, uitându-mă în jos. Încerca să alergați uitându-vă în jos. Sau să mergi simplu, nu, să mergi simplu. Mergi simplu, pum, te trezi cu capul de un stâlp. Nu mai știi nimic, de unde vii, unde te duci. Poți să experimenta lucrul ăsta. Niciun om nu aleargă. Omul care aleargă trebuie să aibă o țintă, trebuie să aibă o direcție. El știe că vrea, pornește dintr-un punct și vrea să ajungă în alt punct, da? Asta este viața de credință. Care e ținta noastră? Care e perspectiva noastră? Și perspectiva noastră este Domnul Iisus Hristos. Ne spune cum să privim, ne spune unde să privim și ne spune ce să privim la El. Ia uitați ce spune. Dar verbul principal, da, asta este pentru noi acum. Să ne uităm, sau uitându-ne, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cum să privim? Țintă, da? Sau focalizați. Noi cu aparatura asta vorbim despre focalizare. Nu focalizat aparatul. Vrem ca într-un punct fix, da? Să ignore absolut orice altceva, totul să fie blur, așa, să fie încetoșat și să existe un singur punct fix înaintea ochilor noștri. Adică persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Verbul chiar asta, în original, chiar asta înseamnă. Înseamnă a nu te uita, a-ți lua ochii de la orice altceva și a-i fixa într-un punct fix, da? Deci nu ni se cere aici o perspectivă de ansamblu asupra lucrurilor, ci ni se cere o perspectivă, avem o perspectivă fixă, da? Să ne uităm spre un punct fix, da? Și fixarea aceasta, țintuirea ochilor noștri trebuie să fie spre persoana Domnului Iisus Hristos. Există ceva ce se întâmplă în noi, poate care nu este înțeles pentru noi. Vorbind despre Hristos, meditând la Hristos, gândindu-ne la Hristos, în noi se întâmplă ceva, ne încărcăm cu ceva care ne ajută să alergăm. Învățăm! Multe lucruri se întâmplă. E o serie întreagă de factori care lucrează asupra ființei noastre în momentul în care medităm la Domnul Iisus Hristos. Nici nu trebuie să ne dăm seama cum funcționează acest lucru. Important e să-L avem pe El înaintea ochilor noștri și așa vom vedea că alergăm, că alergăm, că alergăm, că alergăm. Și vezi, după 20 de ani și spui, Satan de slab, de păcătos, cum ai alergat 20 de ani? Uită-te la Domnul Iisus Hristos. Privește țintă la Domnul Iisus Hristos, da? Trebuie să privim țintă. Unde să privim? El ne spune unde să privim și ne-l descrie pe Hristos ca și căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Căpetenie înseamnă lider fondator, da? Un autor, unul care deschide un drum înainte. Acest cuvânt căpetenie mai este folosit în Fapte de două ori când vorbește despre Domnul vieții. Domnul Iisus Hristos nu este doar stăpânul vieții, El este sursa vieții. El a venit ca să dea oilor mele viața și să o dau din belșug. El este autorul vieții. El este cel care produce viața. Sursa vieții. Cine este sursa? Autorul, căpetenia. În 2001 spune la nota de subsol, inițiatorul credinței noastre. Cine este? Domnul Iisus Hristos. El nu doar a venit și s-a pus ca obiect în fața noastră. Hei, sunt aici, credeți în mine. El a inițiat credința în noi. 2 Petru spune foarte frumos, am studiat deja această epistolă, zice așa. Către cei ce au căpătat, au primit o credință de același preț cu a noastră. Ce preț are credința noastră?
Ok, am înțeles, jertfa Domnului are un preț. Mântuirea are un preț, dar și credința are un preț? Da. Prin dreptatea sau neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El a cumpărat nu doar mântuirea noastră, ci a cumpărat și credința prin care primim mântuirea noastră. Atât de prețioasă este ea, da? Atât de prețioasă este ea. El este inițiatorul, autorul credinței noastre, auziți cum încurajează, și desăvârșirea sau desăvârșitorul, cel care completează credința noastră. El ne-a dat startul și El ne va da și finalul. Noi trebuie să alergăm. Acum, logica omului stricat, păcătos, este asta. Și asta o face credinciosul, dar nu necredincios. Eu cred că mulți oameni născuți din nou vocalizează lucrurile și gândesc lucrurile așa. Pentru că atunci când ne rugăm, vorbim din Duhul nostru, din inima noastră, și atunci când vorbim, vorbim din capul nostru. Și mintea noastră are nevoie să fie și ea înnoită. Și o să fie înnoită de plin abia în cer. Atunci toți o să avem aceeași teologie. Mulți oameni zic așa, dacă tu spui că Hristos este căpetenia, dar inițiatorul, autorul credinței noastre și desăvârșitorul ei, cel care pune, implantează credința noi și face ca credința noastră să se întindă până la capătul vieții, atunci de ce să mai alerg? De ce să mai alerg? Asta e întrebarea unui om care nu are minte, care nu gândește. Dacă nevastă mă strigă, imaginea cea mai simplă. Nevastă mă strigă din bucătărie, Andrei vine la masă că masa e gata. La ce mă aștept eu să găsesc pe masă? O foaie în care a scrie rețeta. Masa este gata, adică aici e rețeta prin care să-ți faci mâncare. Asta găsesc? Încă n-am, acum până în 5 ani n-am găsit așa ceva. Și mă apuc de mestecat rețeta să mă duc să fac mâncare. Trebuie să fac, nu prea îmi place, dar trebuie. Nu, eu găsesc acolo masă și știu dinainte, e miros de care se umple toată casa, acolo s-a pus masă. Dacă tot ai pregătit mâncare, de ce să mai vin la masă? Răspundeți dumneavoastră. Dacă am întrebat, hai la masă că am pregătit mâncare. Păi dacă ai pregătit mâncare, ce să mai vin la masă? Acum masa e pregătită, ai pus acolo, ce să mai vin? Nu, tocmai de asta trebuie să mă duc la masă, că e gata, că e pregătită. Nu? Că s-a făcut tot procesul care este acolo. Hristos este acela care e căpetenia noastră, nu doar care e liderul fondator care deschide această cale, care a mers înaintea noastră, ci care a pus în noi, a implantat în noi credința prin care El ne-a avut să perseverăm, să alergăm, să ne disciplinăm până la capăt. Da? Aceasta este încurajarea care ni se dă. Hristos nu este, repet, unul care face galerie pentru noi și care strigă la noi. Hai, că și eu am reușit. Eu am fost Dumnezeu, da? Oricum, hai! Nu! El este acela care lucrează în noi, da? Care ne dă tot ceea ce este necesar ca să mergem până la capăt. Da? El nu stă, Hristos nu stă înaintea noastră ca un spectator, ca un obiect, ca o priveliște. Ci El stă înaintea noastră ca țintă, dar ca unul care ne atrage spre El, care ne atrage spre El. Asta este relația noastră cu căpetenia, cu ținta finală. Da? Nu este doar un banner acolo, un steag. Dacă ajunge aici, El mântuit. Nu așa e Hristos. El este unul care introduce noi, care infuzează noi tot ceea ce este necesar pentru acest drum, pentru această alergare, da? Ce să privim? Ce să privim la Domnul Iisus? Am văzut cum să privim, la cine să privim, ce să privim la El? Ia auziți ce spune. Adică la Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Autorul descrie cea foarte clar lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus în două faze. Suferința Domnului Iisus și slava Domnului Iisus. A suferit crucea și a ajuns și șade la dreapta scaunului de domnie. Ăsta e drumul nostru. Suntem acum în Valea Umbrei Morții, suferim, dar vom fi și noi, spune că vom ședea cu El pe scaunul de domnie. Cum? Nu știu. Dar spune că vom ședea cu El, vom împărăți cu El. Ăsta e drumul nostru. El e cel care a trecut pe acolo. Hristos nu este unul. El a fost om, El a suferit. Și El a suferit ca unul care... niciunul dintre noi nu putem să suferim nici 0,1% din ce a suferit El. El a fost Domnul vieții care a gustat moartea. El a fost sfințenia absolută care a băut păcatul. El a fost într-o părtășie deplină cu Dumnezeu, care a fost despărțit de Dumnezeu, da? El a simțit ce nicio ființă niciodată nu va simți. Și noi suntem chemați și noi să mergem pe drumul pe care El l-a deschis și l-a parcurs înaintea noastră. Drumul nostru este similar cu drumul Domnului Iisus Hristos. Suntem în Valea Umbrei Morții, dar ne îndreptăm spre glorie. Noi știm unde mergem. Și vedem la dreapta scaunului de domnie spre Fiul lui Dumnezeu care ne atrage spre Sine. Care atrage spre Sine oameni din China, care atrage spre Sine oameni din America, care atrage spre Sine oameni din închisorile comuniste, care atrage spre Sine oameni din Berșug, ca Iov, ca Avram, ca alții, atrage spre Sine oameni, da? Și toți a trebuit să aleargă și să dea la o parte păcatul, să dea la o parte greutățile ca să ajungă acolo în gloria Lui cerească, da? E foarte interesant să observați cum a reușit Iisus să biruiască crucea, suferința.
Cum? Pentru bucuria care era pusă înainte. Deci noi practicăm un fel de stoicism din ăsta grecesc, un fel de tratament din ăsta ascetic, suport. Dar pentru ce? Vom vedea, ajungem noi, Dumnezeu știe. Dar măcar încercăm. Pentru bucuria care l-a pus înainte, spune Scriptura, Dumnezeu a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință, dar a văzut o sămânță de urmaș. S-a bucurat de rodul muncii sufletului său. S-a bucurat, a văzut rodul muncii sufletului său, nu s-a dus curge, zis, Doamne, sper că iasă ceva de aici, sper că mă înviez. Nu, pentru el învierea era sigură, gloria era sigură, biruința era sigură, răsplata lui era sigură, mulțimea pe care nu o poate număra nimeni era sigură. În momentul în care a spus, s-a isprăvit, era pecetuită pentru totdeauna sigură mântuirea tuturor aleșilor lui Dumnezeu. Sigură, totală, pentru bucuria care l-a pus înainte, s-a dus spre cruce. A băut o pahar, nu s-a dat înapoi, n-a fost tras cu forța din el. Eu nu băut viața, nu-mi ia nimeni. Eu nu, dar nimeni nu-mi ia cu sila. El a vrut să facă lucrul acesta, că înaintea lui era pusă o bucurie. De aceea este important să ne uităm la Hristosul nostru, care s-a bucurat în suferință, care vedea rodul muncii sufletului său. Suferea, dar în același timp spunea, uite ce voi produce, uite ce mulțime de urmași voi avea acolo, uite ce biserică voi face. Porțile locuinței morților nu vorbi lui. Dacă se va porni diavolul cu tot iadul, cu toți demonii, pentru un singur credincios, nu-l va putea smulge din mâna lui. El a văzut rodul muncii sufletului său. M-a văzut pe mine și s-a bucurat pentru mine. Nu că eu-s grozav, ci că el face mine ceva. S-a uitat la tine, care ești păcătos, care ești greșit, care falimentezi. Și ai falimentat și săptămâna asta și ai avut o droaie de eșecuri. S-a bucurat pentru tine. Ai fost rodul muncii sufletului său. S-a bucurat de tine. Și pentru bucuria aceasta a mers înainte. A mers înainte. Este important să fim motivați de această bucurie. Este important să privim la aceste scene pe care Dumnezeu ni le deschide în Sfânta Scriptură. La gloria cerească, la moștenirea pe care ne-o va da, la momentul în care vom sta minunați, muți de uimire. Muți de uimire în fața gloriei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va da putere ca să-i dăm glorie și slavă. Cuvinte pe care acum nu le putem rosti. O cântare nouă pe care acum nu o putem formula cu limba asta. N-avem cum! Privind la bucuria aceea, alergăm. Privind la bucuria aceea, ne disciplinăm. Privind la bucuria aceea, suferim. Da, suferim. Da, suferim. Dar privind la bucuria care ne este pusă și nouă înainte și arătată, portretizată prin Domnul Iisus Hristos. Acum este o problemă. Bucurie, bucurie. Problema este că avem o suferință pe pământul acesta și o rușine, i-auziți. Una dintre cele mai groaznice forme de suferință este să fii făcut de rușine, ocărât, bajocorit. Eu mi-aduc aminte când eram la tata acasă și urma să facă tata disciplină cu noi, prefera să nu-mi țină predica pe care mi-o ținea înainte. Tata a fost un om care vorbea foarte cizelat, total diferit de mine. Foarte cizelat, foarte, foarte cizelat. Dar te tăia până măruntaie când vorbea, te făcea să te simți ultimul om. Ți-a arătat toate, ca Dumnezeu, ți-a arătat toate privilegiile pe care ți le-a dat și ce ai făcut tu. Te simțeai ultimul om. Fi prefera să te bată jumate de oră și să nu-ți spună nimica. Să nu-ți spună nimic, dar nu, îți spunea. Este o rușine care vine pe nedrept fiind în poziția de creștin. Este o rușine. Și din nefericire, masa mare de oameni care face de rușine creștinismul, acum sunt creștini. Ei fac de rușine pe ei singuri. Ar trebui să fim făcuți de rușine de alții, pe nedrept. Acum ne facem noi de rușine singuri. Acum, ce facem cu rușinea asta? Ce facem cu rușinea că suntem bajocoriți? Vorbiți de rău, prigoniți, ocăriți, ironizați, tratați cu dispreț. Suntem văzuți ca niște oameni care credem niște mituri vechi, nu? Păi credeți în Adam și Eva? Credeți în Noe? Au fost pinguini pe arcă? Voi credeți, trebuie să sunteți rămași, nu? Vreți să spălați pe crei, pe toți ceilalți și toți să adere la prostiile voastre? Oamenii te fac de rușine. Cum tratăm această rușine? Auzi ce a spus Domnul, ce spune despre Hristos. Ce a făcut cu rușinea? A? Disprețuit. Cum a disprețuit rușinea? Cum adică să disprețuie rușinea? Pentru că era o rușine neîntemeiată. Era o rușine irațională. Să crezi în Dumnezeu, să fii credincios, să fii pocăit, să fii sfânt, nu e ceva de rușinos. E ceva extraordinar, e singurul lucru de care ar trebui să fii mândru cu adevărat, nu? E singurul care ar trebui să fie lăudat. Ei măcar că au fost lăudați pentru credința lor. E ceva ce merită să fie lăudat. Oamenii în depravarea lor reacționează opus față de ceea ce ar trebui să fie un motiv de laudă. Și pentru aceea Hristos a disprețuit rușinea aceea. A disprețuit pentru că era neîntemeiată. Era irațională. Și în același fel ni se cere nouă să disprețuim rușinea irațională. Anormal, care n-are nicio bază în realitate. Nicio bază în realitate.
Ei sunt vrednici de disprețuit. Rușinea pe care ne aduc oamenii, zice, nu să-i disprețuim pe ei, rușinea pe care ne aduc oamenii să o disprețuim. Și acum încurajarea este clară. Dacă Fiul lui Dumnezeu a îndurat toată suferința, cu atât mai mult putem să îndurăm noi oamenii puține suferință. Dacă Fiul lui Dumnezeu a îndurat suferința pe care nu o merita, cu atât mai mult trebuie să suferim noi ceea ce merităm să suferim. Dacă Fiul lui Dumnezeu a îndurat din pricina păcatelor noastre, cu atât mai mult trebuie să suferim noi din pricina a ceea ce merităm cu adevărat. Dacă Fiul lui Dumnezeu a îndurat cele mai groaznice suferințe, cu atât mai mult putem să îndurăm noi câteva suferințe. Dacă Fiul lui Dumnezeu a disprețuit rușinea celor mai mari suferințe, cu atât mai mult putem și noi să disprețuim anumite motive de rușine pe care ne le aduc oamenii. Da? Să ne gândim în încheierea acestui pasaj la onoarea care ni se dă de a merge pe calea lui Hristos. La onoarea care ni se dă de a alerga în urma lui Hristos, de a fi conduși de Hristos, de a fi, ascultați-mă, în compania Fiului lui Dumnezeu. Asta ne spune, pe drumul ăsta mergi Fiul lui Dumnezeu, mergi tu pe el. Să fii asociat cu Hristos, nu vă mai numesc, da? Ci vă numesc prietenii mei. În Evrei se spune în capitolul 1 sau capitolul 2, voi vesti numele meu în mijlocul adunării, voi vesti fraților mei. Ne-a făcut frații lui, merităm noi să fim numiți frații Domnului Iisus Hristos? Nici vorbă. Suntem înfrățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și pasajul se încheie, versetul 3, uitați-vă, dar dublează porunca aceasta, dublează porunca de a privi țintele aia, uitați-vă, dar cu luarea minte sau meditați, gândiți-vă, estimați corect la cel ce a suferit din partea păcătoșilor așa de mare împotrivire față de ține, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima sau să obosiți, da? Și să cădeți de obosare sau să vă descurajați în sufletele voastre. Da? Este important să medităm la jertfa Domnului Iisus Hristos, la lucrarea Lui răscumpărătoare. El este pentru noi nu doar mântuire, ci este pentru noi și model. Asta este Domnul Iisus Hristos pentru noi. Este jertfă de ispășire și este exemplu. Dar cel mai bun exemplu pe care El ni l-a dat este când a săvârșit lucrarea mântuirii noastre. De aceea ne uităm în același loc, la aceeași persoană, la același eveniment. Avem și mântuire dată acolo și mântuiții care au primit această mântuire, da? Au un model acum. În aceeași lucrare au un model ca să alerge și ei. Dumnezeu să ne ajute să ne disciplinăm și să alergăm cu toată puterea și să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Noi nu ascultăm de plin de porunca asta, așa că o să urmeze partea a doua a pasajului. Sunt piedici în viața noastră, sunt greutăți în viața noastră pe care nu vrem să le lăsăm. Dar ce e păcat? Dar ce e lucrul ăsta? Dar ce e păcătos? Dar uite că și celălalt are. Important e cum inima ta se raportează la lucrurile alea care te împiedică. Și dacă un geap te împiedică, Dumnezeu ți-l ia. Dumnezeu te disciplinează. Dacă banii te împiedică, Dumnezeu ți-l ia. Dacă mașina te împiedică, Dumnezeu ți-l ia. Dacă familia te împiedică, Dumnezeu ți-l ia. Dacă liniștea, luxul te împiedică, Dumnezeu ți-l ia. Pentru că Dumnezeu este mai interesat ca să intrăm în școala, spune, de neprihănire. Roada dătătoare de neprihănire. Dumnezeu este interesat să producă lucrul acesta. Dar acum să ascultăm porunca asta, să ascultăm îndemnul ăsta, să ne disciplinăm, să alergăm cu stăruință și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.